Este o imagine din Minnesota. Ăștia sunt viței înțărcați pe care îi vedeți acolo. Afară este minus 40 de grade. În spate nu se vede că e înghețat, dar aveam o altă poză cu apa care e înghețată, cu adăpătoarea. Deci viței la minus 40 de grade mănâncă afară fără nicio problemă. Înțărcați la 7 săptămâni la, în ferma Werbringers din Minnesota. Aici am introdus așa să vedem cam cât mănâncă vițelul ăsta. Iată că dacă din prima săptămână de viață îi punem vițelului în față un kilogram de furaj concentrat, oricât de bun ar fi el, facem risipă, nu-l mănâncă. Da? În prima săptămână de viață luăm între degete și punem în față de două ori pe zi. Ce n-am mâncat dimineața aruncăm și, mă rog, aruncăm la categorie superioare și punem proaspăt. El nu știe că este mâncare. Trebuie să-l învățăm că este mâncare. Da? Cea mai bună metodă, sigur că la vârsta de două luni, la o săptămână, dacă stimulăm consumul de furaj concentrat, el trebuie să mănânce 2 kg de concentrate pe zi. Vreau să vă spun despre metodele astea de stimulare a consumului. Metoda care am văzut eu că dă cel mai mare randament este în găleata de lapte. După ce a consumat laptele, vițelul mai stă acolo încă vreo 15-20 de minute. Da? Și dacă punem acolo furajul concentrat, stimulăm foarte bine consumul de furaj concentrat de timpuriu. Acum, despre fân. Am scris că nu este necesar. Și nu este necesar dacă vițelul este înțărcat foarte de timpuriu, adică la 5-7 săptămâni. Vin din nou și spun că dezvoltarea funcției ruminului este chimică și se datorează acidului propionic produs de furajul concentrat din furajul concentrat, mă rog, respectiv fermentarea amidonului din furajul concentrat. Da? Dacă vițelul se înțarcă de vreme și se administrează fibroase, începând cu săptămâna a 8-a, cu două luni la două luni, da? Asta, dacă nu-i dau fân, nu înseamnă că nu-i dau fibră. Da? În furajul concentrat introduc fibră, dar fibra poate să nu fie lungă, nu? Poate să fie fibră din cojile de la cerealele pe care le folosesc, de la orz, ovăz și așa mai departe. Dacă înțărcarea este mai tardivă, atunci intervin cu cantități limitate de fân. Și aici iar am un experiment, sau o experiență mai bine spus, că nu a fost un experiment științific, ci o experiență, cu fermierul din America. Am zis, hai să vedem, am avut două loturi de viței și am zis, hai să vedem cum merg. La unii le-am dat fân la discreție și furaj concentrat, bineînțeles, la discreție, și la ceilalți le-am dat fân limitat. Deci o mână de fân să fi fost jumătate de kilogram la 6 viței pe zi și restul furaje concentrate la discreție. Normal că au mâncat mai multe furaje concentrate și ceilalți au mâncat mai mult fân, pentru că este rumegător. Așa cum am spus, el are tendința să mănânce fibră. Ce am constatat după două săptămâni, după care am schimbat complet, este că cei care au mâncat furaje concentrate arătau ca niște pepeni. Pe linia superioară erau rotunjori, nu se vedeau coastele deloc. Ceilalți care au mâncat fân erau slabi pe linia superioară și au dezvoltat abdomenul cât un butoi. Da? Deci, iată ce importanță are furajul concentrat. Și din punct de vedere științific sau, dacă vreți, anatomic, fiziologic, cred că se vede cum arată rumenul și rețeaua. Vreau să arate așa, pentru că aia înseamnă că s-a dezvoltat mucoasa foarte bine. Da? Sunt colegii noștri de la Penn State University care au făcut pozele astea. Și sunt viței care au mâncat lapte și concentrate. Da? Cei care au mâncat numai lapte, se vede că nu-i dezvoltată mucoasa nici pe rumen, nici pe rețea. Și viței care au mâncat lapte și fân, foarte puțin dezvoltată. Deci cred că asta ar trebui să rămână în minte celui care vrea să dea vițelului fân și nu furaj concentrat. Sigur, ce calitate trebuie să aibă furajul la concentrat? Un minimum 14-16% proteină brută, nu 3500 de megacalorii pe kilogram, un minimum de 1,6, dacă nu mă înșel,
fibră, da, asta le găsim în cărți și nu-i, nu, 6% fibră, asta le găsim în cărți și nu-i important, da? Important este să știm principiul, dăm furaj concentrat și mai puțin fân. Fânul este foarte important după vârsta de 3 luni. Foarte important, pentru că atunci intervine în mărirea volumului rumenului, lucru pe care îl vrem la vaca de lapte. O vacă de lapte care are rumen mare, mănâncă mult, dă mult lapte, da? Ca idee, ca legătură. După 3 luni, după 3 luni, apa. În 2001, când am venit din America și le-am spus crescătorilor, dați apă la viței, nu, că au lapte. Și într-adevăr, laptele are 87,5% apă. Dar apa aia nu face ce face apa pe care o bea. Pentru că apa aia din lapte ajunge direct în abomasum și intră în corp și își face treburile fiziologice. Eu apa care o dau la vițel vreau să ajungă în rumen. Pentru că acea fermentație în rumen nu se întâmplă fără mediu acvatic, fără apă, da? Sau creșterea bacteriilor din rumen nu se întâmplă fără apă. Poftim? 3-4 sunt zile, nu săptămâni. În zile, da, da, zile. Mă scuzați, observația e bună, de la 3-4 zile, împreună cu furajul concentrat, îl pun în fața vițelului, respectiv după perioada colostrală, pentru că în manualele noastre se zice că perioada colostrală este prima săptămână, dar eu consider că în primele 3 zile putem să zicem că am trecut de perioada colostrală.